departe și intrăm în casa Ioanei Chișiu, mai exact în dressing-ul celebrei vlogărițe. Vedem colecția impresionată de gen și pantofi chiar acum. Ați venit în dressing-ul meu. Wow. Sincer, da. Este exact așa cum mă așteptam. Să știi că, la fel cum îți spuneam și cu celelalte zone ale casei, s-a ajuns în stadiul acesta după toți anii aceștia. Și o să vezi aici că am foarte multe, mă rog, foarte multe. Am două standere, ceea ce înseamnă că nu mi-au ajuns locurile unde să depozitez și m-am extins. Iubesc nuanțele acestea, dacă o să te uiți puțin printre haine, o să vezi că am foarte multe nuanțe acestea de pudrate. Uh-huh. Roz, albastru, la fel iar roz. Am foarte multe și printuri și nuanțe foarte, foarte puternice. Ce să-ți mai arăt? Uite, am un palton foarte clasic. Așa. Deja îl am de ceva timp. Și l-am purtat până la refuz, cum îmi place mie să spun, pentru că este genul acela de piesă vestimentară ce nu moare niciodată. Uh-huh. Poți să-l porți la orice și în orice moment al zilei. Sunt o mare iubitoare a pantofilor. Așa. Aici e o foarte mică parte din ceea ce eu am. Am și de la pantofii clasici, cum îi vedem pe cei din spate, un pereche de stiletto negri simpli, iar această pereche de sandale, la fel de simplă, până la piese mai statement, cum sunt și acești pantofi, ce mie îmi plac foarte mult cu acest accesoriu aici. Trebuie să zic că îmi plac așa bling-blingurile, pentru că dacă mă uitam și aici, așa, am și chestiile acestea. Da, uite și încă o pereche de pantofi ce mi-e plac la fel de mult. Sunt pantofi de cenușăreasă, aș spune. Așa. Pe ăștia am purtat foarte, foarte mult în ultima perioadă. Dacă o să stai să te uiți, o să vezi că aici culorile și printurile, nu că lipsesc, dar sunt mult mai puține. Îmi plac nuanțele clasice de bejuri, ceea ce mi se sunt genul de accesorii ce merg la orice. Și da, am și foarte multe genți pe negru, gențile clasice. Bine, observ că ai și niște genți. Am puțin tot felul de nebunii, îți dai seama că din comun. Da, da. Arată-ne câteva, te rog. Uite, o să-ți arăt geanta aceasta, pentru că tot ai pomenit de ea. Este o gentuță foarte, ce arată foarte bine. Nu este o geantă foarte utilă, să spun așa, și lumea poate să vadă exact ce ai înăuntru. Așa că e genul acela de geantă ce o porți la o ținută mai specială sau la un moment mai special, când ai doar telefonul înăuntru și e suficient. Așa, să vedem ce mai avem pe aici. Uite, o altă geantă ce-mi place foarte mult și am deja de câțiva ani. Este aceasta cu printul acesta cu păsărele. Uh-huh. Un albastru foarte drăguț. Spune-mi, îți cumperi genți, pantofi, haine și din magazinele care nu sunt neapărat de brand, din second hand-uri? Întotdeauna îmi place să merg și să caut comori, cum îmi place mie să le spun. Da, întotdeauna fac lucrul acesta pentru că nu știi niciodată ce găsești și tot timpul când ajung în alte orașe, e primul loc în care merg să caut magazinele de genul acesta unde întotdeauna plec cu plasele pline. Am aici toate piesele, mă rog, aproape toate piesele vestimentare în nuanțe de alb, bej, crem. După care mergem spre negru frumos și continuăm cu printuri. La fel și în zona aceasta, pentru că de cele mai multe ori încep să-mi creez un outfit de la un obiect vestimentar. Merg și pe culoare de cele mai multe ori, adică dacă mi-au un sacou alb, încerc să pun un contrast în partea de jos și mi-e foarte ușor astfel să aleg piese. Și în zona aceasta e zona mai colorată, să spun așa. Arată-ne câteva piese. Să vedem, uite, am aici un sacou masculin. Așa. Ce-mi place foarte mult. Genul acesta de sacou poți să-l porți atât ca pe o rochie, simplu, cu o pereche de cizme, dar la fel de bine poți să-l porți și peste un tricou simplu, basic, și cu o pereche de jeans.
E foarte ușor de integrat în ținutele noastre de zi cu zi. Mai am aici un costum. Destul de colorat. Destul de colorat. La costumul acesta nu ai nevoie de nimic altceva decât de o pereche de încălțăminte foarte într-o singură nuanță. Și e suficient. Câteva accesorii foarte, foarte, foarte simple și ești pregătită pentru o zi.